Mama fetițelor le-a spălat pe cap folosind o substanță toxică, fapt ce a dus la incidentul pe... Polițiștii din cadrul secției numărul 7 Poliție Rurală Târgu Frumos au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie cu privire la faptul că și-a spălat pe cap fetițele de 3, respectiv 4 ani, cu o soluție care le-ar fi provocat leziuni. Nu avem date dacă s-a stropit în casă și au inhalat sau dacă au ingerat sau dacă au fost spălate de părinți la nivelul tegumentelor. Fetița în vârstă de 4 ani, găsită cu stare generală gravă, a fost intubată, s-a început administrarea antidotului. La fetița de 3 ani a fost găsită în stop cardiorespirator de echipajul de ambulanță, începută resuscitarea. Am primit apelul prin 112 despre două fetițe, 3 și 4 ani, în stare gravă, probabil printr-o intoxicație cu organofosforat, cu absorpție la nivelul pielii. Au fost acolo echipa de la SMURD, elicopterul Iași și un echipaj de la ambulanță. Una dintre fetițe era în stop cardiorespirator, a fost resuscitată și din fericire s-a obținut reînceperea activității cardiace. Cealaltă era comatoasă, ambele în stare foarte gravă, intubate, ventilate mecanic. S-au efectuat două zboruri de transfer de la locul solicitării către Iași și apoi am predat fetițele către echipa de la Unitatea Primire Urgență a Spitalului Sfânta Maria Iași. Ani a fost găsită în stop cardiorespirator de echipajul de ambulanță, începută resuscitarea. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, precum și în vederea dispunerii de măsuri legale.